Situația de la calea ferată a Moldovei nu s-a schimbat practic deloc în pofida protestelor de acum o lună și a solicitărilor repetate ale angajaților de a le fi achitate salariile. Autoritățile strâng din umeri, scrie portalul tvo.md. Angajații de la căile ferate a Moldovei au expediat o scrisoare legislativului de la Chișinău. Aceștia îndeamnă deputații să renunțe la premii și indemnizații și să identifice o modalitate de a achita lefurile restante, mai scrie sursa citată. Anterior, angajații întreprinderii de stat calea ferată a Moldovei au protestat în fața instituției, a Parlamentului, la guvern, dar și la președinție. Atunci muncitorii au cerut să le fie achitate salariile, care întârziau de mai bine de 3 luni de zile. Subiectul datoriilor de la CFM a fost discutat și la Consiliul Suprem de Securitate.